Și vreau cu o pauză să întâmpinăm pe domnul Renato Usatăi! Bună seara, Cantimir! Sunt bucuros astăzi să fiu în ospiție la dumneavoastră, alături de gospodarul vostru. Deja îl suportați, îl răbdați de 13 ani. Da, este o zi de primăvară, o zi în care am avut și ploaie, dar știți cum? Pentru mine este important ca astăzi, când voi sărbătoriți 51 de ani, sunteți un oraș foarte tânăr, dar în același timp nu sunteți doar o locație geografică. Sunteți un oraș în care v-ați clădit viețile, v-ați realizat visele, ați crescut copii, ați creat gospodării și din partea noastră, din partea echipei noastre, noi și în continuare vom face tot posibil ca să aveți emoții cât mai pozitive, ca domnul primar să aibă realizări cât mai multe. Ne-am gândit și noi că e 6 aprilie, că venim la dumneavoastră, că e un concert și am luat decizia că oricum această primăvară să mergem cu un program în țară pentru copii. De asta, pentru, în termenul de 2 săptămâni, sunt instalate aceste atracțiuni pentru copii, ca să-i putem bucura și pe cei mici. Că da, avem vremuri grele, avem foarte multe probleme, dar înțelegem perfect că copiii sunt viitorul nostru și cu cât mai mulți copii vor zâmbi în orașul Cantimir, în Republica Moldova, cu atât va fi mai bine pentru întreaga țară. La mulți ani, Cantimir! Vă mulțumesc! Vă iubesc! La mai mult și la mai mare! Succes! La mulți ani, orașul!